De ziua comunei, setenii din Sfântul Gheorghe s-au rugat la moaștele Sfântului Nectarie. Racla cu osemintele sfinte a fost adusă special pentru această sărbătoare de la Catedrala din Urziceni. Obiectul de cult a fost purtat în procesiune pe străzile localității, iar apoi a fost depus în biserică. Oamenii s-au rugat la Sfântul Nectarie pentru sănătate și liniște sufletească. Pentru sănătate, pentru bunătate, pentru respect, pentru tot ce e posibil pe lumea asta. Cât de important este faptul că aveți niște moaște acum în postul Paștelui și aproape în Săptămâna Mare? Sunt cele mai importante pentru noi aceste moaște. Am așteptat acest moment să vină cu mare drag. Am întâmpinat moaștele Sfântului Nectarie, făcător de minuni, pentru sănătate, pentru binecuvântarea la copii, o perioadă specială că aici suntem și în post și ne rugăm să fie bine pentru toată lumea și pentru Comuna Sfântul Gheorghe. Simțim o bucurie, o iertare de păcate, să ne pentru ajutor. Cu mare drag oamenii au venit să împărtășească această bucurie spirituală și să aplece genunchiul spre rugăciune, ținând cont și de perioada spirituală a postului Paștelui în care ne aflăm. Petrecerea de ziua localității a fost amânată pentru după amiaza zilei de Paște, când sătenii din Sfântul Gheorghe sunt invitați la un spectacol de zile mari la căminul cultural din localitate. Și localnicii din Malu vor avea parte de distracție. Pe 2 mai, ei sunt invitați de edili pe stadionul din sat pentru a participa la întreceri sportive, dar și la un spectacol în aer liber.